Stă scris la lege și la mărturie. În cartea profetului Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3, stă scris: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Logica umană cere mereu dovezi. Dovezi clare, concludente, și în afara oricărui dubiu. Cu toții pretindem că știm să deosebim un zvon de un fapt real, în funcție de greutatea argumentelor. Noi vrem fapte. Din acest motiv, chiar și când ni se fac declarații de dragoste, căutăm dovezi, că nu primim doar cuvinte frumos ambalate. Dacă vom întreba un copilaș cât de mult își iubește mama, va deschide brațele cât poate el de mult sau va ridica mâna spre cel mai înalt punct pe care îl poate atinge și apoi va face și o mică săritură. Dumnezeu ne declară dragostea lui prin cuvintele profetului Ieremia și aduce și o dovadă spunând: De aceea îți păstrez bunătatea mea. Dacă bunătatea poate fi păstrată, înseamnă că ea poate fi de asemenea pierdută sau risipită. Unii se vor grăbi să spună că atunci când păcătuim, ne îndepărtăm de Dumnezeu, deci implicit și de bunătatea lui. Numai că ceea ce pare atât de logic este răsturnat de declarația lui Dumnezeu din textul de astăzi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: chiar și atunci când alegi să te duci dincolo de aria bunătății mele, eu voi extinde mereu această zonă. În întreg universul nu există un loc în care dragostea și bunătatea mea să nu poată ajunge pentru că ele sunt veșnice, spune Domnul. Câtă vreme există har, bunătatea lui ne urmărește oriunde am fi. Doamne, mă rog astăzi pentru tinerii care nu cunosc bunătatea ta și pentru cei care cred că au pierdut-o. Ajută-i să te cunoască așa cum ești tu, plin de bunătate și de har. Cea mai bună dovadă că ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu este că arăți bunătate față de alții. Trimite astăzi un cadou simbolic unui tânăr care poate ți-a greșit recent.